Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a demarat o anchetă internă pentru a stabili dacă angajatul casei de tip familial a avut comportament neadecvat asupra minorelor din centru. Totul a pornit de la reclamația făcută de o copilă de 15 ani, instituționalizată, care a anunțat abuzuri sexuale pe care le-ar fi suportat de la un angajat din centru. Ulterior, alte fete din centru au făcut același tip de reclamație. Împotriva salariatului respectiv, există reclamații că ar fi făcut propuneri de natură sexuală unor minore aflate în plasament în casa de tip familial respectivă. Cele două minore, în vârstă de 14 și respectiv 15 ani, au reclamat că salariatul respectiv ar fi avut un comportament indecent față de ele, precizând că au refuzat propunerile de natură sexuală ale acestuia. Ulterior, o altă minoră din cadrul aceleiași case de tip familial a reclamat de asemenea că salariatul respectiv ar fi avut un comportament indecent și față de ea. După ce plângerile au fost făcute la poliție, la nivelul DGSPC s-a deschis o anchetă disciplinară pe numele angajatului în cauză. Totodată și polițiștii fac cercetări în acest caz. S-a întocmit un dosar penal pentru agresiune sexuală. Au fost efectuate activități de audiere atât a minore nominalitate cât și a altei minore care locuiește în această căsuță de tip familial. Persoana reclamată a fost identificată, însă nu a fost audiată fiind internată într-o unitate medicală. La nivelul DGASPC Giurgiu s-au luat deja măsuri preventive în ceea ce privește minorele care fac acuzațiile, cât și în ceea ce îl privește pe angajatul acuzat. La această dată, salariatul în cauză nu mai lucrează în cadrul structurii rezidențiale respective, fiind detașat pe perioada cercetării disciplinare prealabile într-un alt loc de muncă din cadrul instituției. Minorele care au reclamat această situație au fost incluse într-un program de consiliere psihologică.